Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. În această seară o avem invitată pe Ondin Gherguț, senior editor la România Liberă, cu care vom discuta cum să populăm Parlamentul European cu infractori. Bună seara! Bună seara! Mersi, Ondin, că ai venit în graba mare. Din cauza lui Dragomir, că a trebuit să termin un text. Așa, zi-ne întâi de Dragomir și după aia trecem la diaconul, că e mai proaspăt asta cu Dragomir. Da, dosarul lui Dragomir a fost deschis în baza dezvăluirilor din perioada în care se instrumenta șantajul antenelor Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu, Sorin Alexandrescu la RCSRDS, care câștigase o licitație la Liga Profesionistă de Fotbal. După cum prea bine știți, dacă nu vă readuc eu aminte, atunci Ioan Bendei, administratorul RCSRDS, a fost șantajat de Sorin Alexandrescu, director general al antenelor, că dacă nu încheie un contract de 35 de milioane de euro, vor da un serial despre cum se plătește mita la Liga lui Mitică. Mita era de vreo 3,5 milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte. Ei bine, acest dosar de mită de atunci s-a transformat astăzi în dosar penal la parchetul Tribunalului București. Astăzi parchetul Tribunalului a descins, s-a făcut percheziții. Mitică Dragomir era foarte trist că procurorii, pe lângă sacii de acte, i-au luat și sacii cu bani pe care îi ținea acasă, respectiv vreo 7 milioane de dolari și vreo 14 milioane de euro, bani munciți cu sudoarea frunții sale. Îi ținea și în saci? Regreta, da. Și regreta că nu i-a depus la cec. Îi ținea în săculeți acasă, sub saltea, ca Hagi Tudose. Te doare mintea. Te doare mintea, într-adevăr. Mai sunt implicați în acest dosar doi oameni de afaceri. Surse judiciare mi-au spus că aceștia au fost reținuți, respectiv Mihai Corbu și Radu Arhire. Aceștia au făcut niște firme pentru ca să intermedieze o șpagă de vreo 3 milioane și ceva de euro pentru Dragomir, spun unii, alții spun că ar fi de lapidare de la LPF și că banii s-ar fi întors înapoi la RCSRDS, însă la RCSRDS nu s-a făcut nicio percheziție, motiv pentru care cred eu că e vorba doar de bani care au ajuns pe la Mitică Dragomir, că altfel n-ar fi fost reținut. Și spun că există totuși indicii rezonabile datorită faptului că la dosar a lucrat și Serviciul Român de Informații, în care eu am foarte multă încredere în acuratețea informațiilor oferite de acest serviciu special al României, și de asemenea ANAF-ul. Dar să nu uităm că în dosarul în care a fost reținut directorul antenelor și a fost trimisă judecată și Dan Voiculescu și fiica acestuia, Camelia Voiculescu, dar și șeful ANAF, Mitică Dragomir s-a dus de bunăvoie și nesilit de nimeni la DNA să denunțe și el șantajul, fiindu-i frică, probabil, să nu se ajungă la el cu banii luați pe retransmiterea meciurilor, pe firma asta fictivă. Dar știi cum se spune, că de ce se frică nu scapi, așa da. Că... Practic, cum să spun, inculpații s-au turnat unii pe alții. Mitică Dragomir a turnat pe cei de la antene în urmă cu un an, cei de la antene l-au turnat pe Mitică acum. Mi se pare fair. E fair. Facem puțină curățenie astăzi, în mediul de afaceri. Da, astăzi Sebastian Ghiță tocmai declara că astea cu trei indicative gen SRI, gen DNA... Anii, știi? Adică da. Sunt băieții ăștia, ar trebui să stea să-și vadă de treburile lor. Dar de ce? SRI-ul cel puțin și Anii și DNA-ul, probabil că la astea trei se referă în mod special, pentru că de aceste instituții se tem cei care nu respectă legea și care fură de sting în țara noastră, în special baronii locali. Vor să desfințeze, iar SRI-ul să o pună la butonieră frumușel, să folosească în scopuri politice, așa cum a mai fost folosit SRI-ul între anii 90-97, exact, când era populat numai de foști ofițeri de securitate, și între 2001-2004, pe vremea guvernului Năstase, când au fost reangajați ofițerii de securitate dați afară în perioada lui Emil Constantinescu.
Și, bineînțeles, odată cu reintegrarea lor, au reînceput obiceiurile de lapidare, evaziune, contrabandă și așa mai departe, de hoție din bugetul țării, că în fond asta este până la urmă. Dar cum comentez că tot se încadrează în chestia asta, cum comentezi declarația lui Dragnea, care vrea să negocieze cu Hanii respectarea legilor? Asta este de un ridicol... Ridicol, dus ridicol. Până la absurd. Nu ai cum să negociezi legi cu o agenție națională de integritate. Legile se negociază în Parlament și se fac în Parlament, nu cu o instituție. Ori, așa cum a fost construită această instituție și textul de lege, apare în obligațiile pe care și le-a asumat inclusiv Ponta că le va respecta, și l-a asumat în fața Comisiei Europene, da? Că le va respecta, că nu va umbla la legislația în baza cărora funcționează DNA-ul și ANI. Da, da, procesul verbal sau ce Dumnezeu a fost înțelegerea cu ăsta, cu Dogaru, a fost pentru DNA, ANI și CCR. Nu? Da, pentru desființarea lor și popularea cu clienții lor politici care să le acopere matrapa zlâcurile. Exact. Sigur că da, aceasta era înțelegerea cu cele 50 de asociații neguvernamentale fantomă, nereprezentative, între care și a lui Dogaru. Facea și alte câteva asemenea acestora. N-au cum să le schimbe, pentru că dacă le schimbă, intră într-un regim de sancționare foarte dur, România nu are decât de pierdut și nici nu cred că politicienii noștri îndrăznesc acum să facă asta, pentru că la est de granița noastră se întâmplă lucruri extrem de periculoase. Sigur că mulți dintre pesediști vor spre Moscova. De ce? Au și declarat. Pentru că acolo tronează infracțiunea, nu legea, acolo sunt cei mai bogați oameni, pentru că se fac cele mai mari infracțiuni cu protecția unor instituții ale statului. Sigur, da? La nivel înalt. Da, excelează foștii ofițeri KGB, trebuie să o recunoaștem, că au mai fost și pe la noi prin țară, au mai Sigur. Făcut afaceri. Au făcut schimb de experiență, vorba aia. Special contrabandă cu arme, refer la de pe vremea prin anii 90. Da, nu ai cum să negociezi, Dragnea știe, este puțin speriat, Ponta a dispărut din țară să nu fie obligat să vorbească cu primarii și baronii locali, să se întâlnească cu ei, pentru că nu avea cum să le promită, cel puțin deocamdată. Bine, ei peșesc așa, tot schimbă legi, să știi. Sigur. Tot schimbă legi ca să anihileze funcționarea ANI. Și primul lucru pe care îl fac este să distrugă transparența. Au distrus-o deja, nimeni nu e transparent. Da, pentru că odată cu modificarea legilor, au modificat legi și au băgat că, spre exemplu, recursul la arestarea preventivă se judecă în ședință secretă și asta înseamnă că noi nu mai avem acces la documente și se pot scoate probe din dosar și se pot mușamaliza dosarele, procurorii pot munci degeaba că ei nu pot să iasă în fața presei să spună ce probe au adunat, nu pot să ne dea interceptările. Haideți să ne imaginăm dacă în dosarul Cătălin Voicu PSD, atunci când era cu mita de 260.000 de euro, în care erau implicați judecători de la înalta curte de casație, nu ar fi fost făcute publice interceptările, ar fi pățit ceva Cătălin Voicu? N-ar Nici fi de pățit cum. Absolut nimic. Dacă n-ar ar fi votat tot cu două mâini în publice parlament. Interceptările din dosarul vicepreședintelui CSM, George Bălan, și a consilierului său, Marcel Sâmpetru, ar fi fost ei vreodată inculpați și trimiși în judecată? Nu cred. Nu. Acolo chiar spuneau, ei ce negociau? Unul să fie numit procuror general și celălalt șef la DNA, ca să aibă puterea. Sigur. Da? Și să controleze banii. Ei mai lucrau cu un ofițer de informații de la Ministerul de Interne, de la fosta 2 și un sfert, de GIPI Ilfov, de la care luau informații secrete ca să-l șantajeze un ministru, ministru din guvernul Ponta de atunci, un ministru liberal, Silaghi. De ce? Pentru că ăsta era la transporturi, la transporturi erau cei mai mulți bani. Sim. Și puteau controla prin omul pus de ei la
ca șef de cabinet acolo, puteau controla toate contractele de sute de milioane de euro. Asta voiau. Și asta vor în continuare, să controleze tot. Uitați-vă la dosarul Duicu, da? La baronul de Mehedinți. Avea relații la guvern, la Ministerul Justiției. Păi acest om a reușit să impună nominalizarea nevestei șefului IPJ pentru funcția de șef judiciar la DNA. Deci ce înseamnă seama? Șef judiciar? Să le explicăm telespectatorilor. Șeful judiciar al DNA are un grup de procurori care participă la ședințele de judecată ale corupților. În funcție de cum susține procurorul judiciar cauza DNA-ului, se dau sau nu se dau condamnări. Deci este o secție pâinea foarte importantă. Are pâinea și foarte cuțitul, importantă. De fapt. Depinde de această secție, depinde obținerea unor condamnări. Noroc că ministrul s-a răzgândit și s-a răzgândit pentru că Elisabeta Ponea era implicată în foarte multe scandaluri, provine de la parchetul Curții de Apel Craiova și a fost implicată în multe scandaluri locale acolo. Ei, ce trebuia să facă IPJ-ul, șeful IPJ Mehedinți pentru acest serviciu? Trebuia să obțină prin ruda sa, sora din sursele mele, de la Curtea de Apel Craiova, vicepreședinta Adina Ponea Calotă, anularea raportului de incompatibilitate al ANI făcut pe numele lui Duicu, baronului PSD Mehedinți. Și acest lucru s-a realizat prin sentință judecătorească acolo, la Curtea de Apel. Orice SM-ul trebuia să se autosesizeze și să ceară inspecției judiciare să declanșeze un control la Curtea de Apel Craiova să vadă dacă s-au respectat niște lucruri, inclusiv repartizarea aleatorie a dosarului, pentru că vicepreședintele curții face parte din colegiul de conducere și colegiul de conducere are puterea de a schimba magistrați din complete de judecată pentru ca să se obțină anumite hotărâri judecătorești. Eu nu spun că s-a întâmplat acest lucru. Eu spun doar că CSM-ul trebuia să ceară inspecții, sigur, verificări la cea instanță. Orice CSM-ul tace. Președintele CSM-ului Bordea nu mi-a răspuns la telefon, nu mi-a răspuns la SMS-uri. Mi-a răspuns, în schimb, vicepreședintele, procurorul George Muscalu, pe care l-am întrebat despre procurarea Elisabeta Ponea, cea care a fost nominalizată de ministru. Și Muscalu mi-a spus că el nu era pe vremea aceea când se desfășura nominalizarea pentru funcții la DNA, nu era membru CSM. A fost ales după. Și mi-a spus, doamna, am căutat în arhivele CSM-ului și n-am găsit nominalizarea. Dar nominalizarea a existat, pentru că noi ținem minte că ministrul justiției Robert Kazanciuc a spus că a făcut interviu și cu Elisabeta Ponea, a recunoscut ministrul. Deci trebuia să existe în arhivele CSM-ului acea nominalizare. Deci cineva a sustras-o. Nu știm dacă Muscalu nu ar fi îndrăznit să mă mintă. Zic eu, nu știu. Acest CSM, de când a venit noua conducere din 2014, face numai năzdrăvănii între ghilimele. Practic, tot ce s-a lucrat de ani de zile pentru transparentizarea actului de justiție pe milioane, pe zeci de milioane de euro, pentru că este sistemul ECRIS, unde avem toate dosarele instanțelor de judecată și unde, de unde au fost șterse în ultima perioadă foarte multe sentințe, foarte multe procese, nu mai găsești dosare, nu mai găsești procese, nu mai găsești nimic. Totul este secretizat, totul este ocultizat pentru ca să se poată mușamaliza. Altă explicație nu există. Ondina, nu se poate face nimic în acest sens? Cum își permit ăștia să secretizeze dosarele publice? Ei, cei de la CSM au un motiv, pentru că există un ghid provizoriu. Nu a fost votat forma finală, de asta noi am și fost pe la CSM și ne-am cam certat cu domnul Bordea, Adrian Bordea, președintele CSM-ului. Ei spun că au armonizat ghidul cu noile coduri penale. Așa. Noile coduri penale... arestarea preventivă, spre exemplu, se face prima dată în sala de consiliu, dar și apelul, recursul la arestarea preventivă, tot în cameră de consiliu, se face tot secretă. Au secretizat parlamentarii. De ce? Pentru că cei mai mulți clienți ai parchetelor sunt parlamentari, sunt președinți de consilii județene, sunt politicieni. Ei fură cel mai mult în această țară, da? Indiferent de culoarea politică. Și atunci fură, au avut tot interesul, fură mult.
sute de miliarde de euro. Și ne mai întrebăm miliarde de euro. Și sărăcia, dacă mergem pe stradă și vedem exact. Vieția bătrâni cum caută resturi de mâncare prin coșuri de gunoi, ți se face pielea găină. Te apucă disperarea efectivă în momentul în care când văd astfel de scene. Ceea ce e mai tragic este și ceea ce spui tu, dar faptul că în Parlamentul României, ăia care fură din greu cu sacul, așa cum ziceai mai devreme, ăia care fură cu sacul, fură, cum să spun, cu consimțământul cetățenilor care au votat, pentru că ei întotdeauna când ies să explice niște lucruri, spun, dar cetățenii ne-au trimis aici, da, suntem reprezentanții lor. Pentru că noi nu avem o cultură politică, deci noi bagă nu avem și, educație bagă politică. Și cetățeanul obișnuit în chestia asta, deci el fură cu acordul cetățeanului, cu alte cuvinte. Cetățeanul votează pentru că primește un kilogram de zahăr, o găleată de ulei sau o sticlă de ulei și ce mai primește el acolo, îl plimbă pe la o mănăstire, îi dă o masă într-un restaurant, se simte foarte bine, merge, pune ștampila și nu se gândește că după câteva luni de zile plătește taxă pe stâlp la Enel, la curent electric, plătește taxă pe nu mai știu ce verde, euleană, se scumpește mâncarea, că s-a scumpit acciza la... Se scumpesc absolut toate produsele. Păi, acum am intrat, n-am mai fost de vreo lună de zile într-un supermarket și m-am dus să mai fac și o puțină aprovizionare. Și am văzut că au crescut prețurile între 2 și 4 lei la fiecare produs în parte. Adică a crescut foarte mult prețul. Impozitul la casă am plătit cu 60 de lei în plus față de anul trecut, față de acum 2 ani. Este inadmisibil. Și toate astea adunate la un loc fac... pentru cel care are 600-700 de mii, sunt oameni și cu 700 de lei, 600 de lei, sunt și oameni cu 350 de lei venit. Cu ce își plătesc ei toate facturile? Ce bani ne mai rămân pentru mâncare? Nu le mai rămâne și nimic. Urmă ne mirăm că stau și caută prin coșuri de gunoi. De aceea, multă atenție unde puneți ștampila de vot. Multă atenție. Discerneți, vedeți cine se ține de cuvânt, cine minte tot timpul, și încercați să puneți ștampila pe cei care au făcut ceva pentru țară. Nu pe cei care v-au mințit frumos, v-au dat un kilogram de zahăr și o găleată și pe urmă v-au luat de 1000 de ori înapoi ce v-au dat. Mai eu tot zic aici la emisiune, dacă n-aveau precedentul deja creat, că doar a mai fost guvernarea asta, da? Da, a fost între... N-a ani. Fost Ponta, dar a fost același N-a partid, fost baronii, Ponta, dar au și fost... s-au moștenit obiceiurile, pentru că se transmit din generație în generație. Și atunci când Dumnezeu să Ponta, mai pui ștampila tot pe ăștia, a fost socrul că... lui Ponta, e sârbu, corect, da? A fost părintele spiritual al lui Ponta, Adrian Năstase, da? Corect, da. Au fost ceilalți. Ei au fost la putere între 90-97 și între 2001-2004. Știm exact ce practici au acești oameni, aceste partide. Din păcate, așa este. N-ai văzut? Emil Constantinescu, când a încercat să se lupte împotriva corupției, au sărit pe el și i-au distrus imaginea, l-au împroșcat cu noroi seară de seară pe toate televiziunile mogulilor. Și după ce l-au împroșcat cu toate alea, acum se pupă tot cu ei. Da, Emil Constantinescu se duce la ei. Asta eu n-am să o înțeleg niciodată, cum de Emil Constantinescu, a cărui imagine a fost distrusă de televiziunea lui Dan Voiculescu, este acum în relație atât de amiabile cu Dan Voiculescu, după ce ți-a distrus imaginea familiei, ți-a expus copiii în fel și chip, te-a expus pe tine, te-a băgat în tot sort de scandaluri sexuale scabroase. Tu acum te duci la emisiunea lui și pozezi lângă el ca și cum ați fi foarte bun prieten. E mai rău asta decât atât. E în clubul de la București al lui Ion Iliescu, nu așa, împreună cu alți colegi, printre care și Tăricianu, dacă nu știai, da? Da. Nu știam. Și alt, da. Da, nu mă miră la Tăricianu, da. Având în vedere, unii oameni îmbătrânesc foarte urât, foarte urât. Din păcate îmbătrânesc urât pe spinarea noastră, da? Întotdeauna. Aici se face pe poate spinarea să împătrânească oamenilor. Urât la ei acasă cât vor ei, dar nu pe spinarea noastră a tuturor. Da, pentru că noi le plătim luxul, exact. Noi le plătim toate distracțiile, noi le plătim castelele din Spania, din țări exotice pe unde și-au mutat averile și pe unde se plimbă tot timpul unii gen Mazăre, exact. Da?
și mulți alții ca el. L-am văzut și pe Rizea cu fotografie prin nu știu ce țări exotice. Stai că îi dau portul lui Mazăre, că tot e problema cu acum cu Ucraina, cu aia. De ce să nu-i dea portul Mazăre? Poate scăpăm și de partea aia, știi? De jos, că e... A, nu, că Mazăre se va înțelege foarte bine cu rușii. Vor face contrabandă împreună. Sunt convinsă, vor face contrabandă împreună, da. Da, Ondin... Tocmai ziceam că titlul emisiunii este cum să populezi Parlamentul European cu infractori și mă refeream desigur la diaconul, la domnul diaconul, care... L-a fost un mare actor, Mircea Diaconu. În concepția unora a fost un mare actor, după părerea mea a fost un actor mediocru. S-a jucat și a jucat propriul rol. Dacă era un mare actor, ajungea la Hollywood, cum au ajuns mulți dintre actorii români care... Ca Marcel Iureș. Ca Marcel Iureș, ca Maia Morgenstern. Deci, ca Oana Pelea care prinde contracte. Avem și mai tineri care au ajuns la Hollywood. Chiar aseară am văzut un film cu un actor tinerel care a jucat într-un film la Hollywood. Deci despre ce actor mare vorbim? Și ce, are, ce legătură are păi, a avut un rol foarte important la incompatibilitatea? A avut un rol foarte important la Revoluția din decembrie 89, sigur, nu? Dacă stăm să ne gândim la cum au murit cei de prin Otopeni și să ne gândim și la contribuția lui la măcelărirea soldaților în termen, mai că ne-am întristat. Da, el a fost declarat incompatibil deoarece a ocupat, împotriva legii, concomitent funcțiile de director de teatru și de parlamentar. Nu avea voie să fie și director de teatru și parlamentar. Ca să nu mai spun că în funcția lui de director de teatru a fost și președinte de comisie și soția lui a câștigat contracte la acel teatru. Astea sunt deja conflicte de interese, nu sunt incompatibilități. Bun. Curtea Ani l-a descoperit, l-a declarat în stare de incompatibilitate, el a acționat în instanță raportul Ani, în alta curte de casație și justiție a decis prin hotărâre definitivă și executorie că este incompatibil. În mod normal, odată declarat incompatibil prin hotărâre definitivă, timp de 3 ani nu ai voie să candidezi pentru nicio funcție eligibilă, nu ai voie să fii numit în nicio funcție publică. Ei bine, cu toate acestea, domnul Diaconu a adunat semnături pentru a candida și a depus candidatura la BEC. Imediat după ce și-a depus candidatura, s-a găsit un personaj. Până să se pronunțe BEC asupra legalității candidaturii, s-a găsit un personaj care să-i conteste la tribunal candidatura. Da, dar era înainte de a da BEC-ul decizia. Înainte de a da BEC-ul. A fost o șmecherie la mijloc. Mm-hmm. De ce? Că dacă te-ai pronunțat odată pe o cauză cu același subiect, nu poți să dai decât aceea sentință, e practică unitară, o șmecherie juridică. E, și tribunalul a respins contestația acelui Iosipescu Zambra, care prin anii 90 candidat la președinție partidului format din bunică și din mamă. Și zicea că e conte de nu da, știu da, ce. Da. Era caragiosul nostru din perioada respectivă. Auzi, ei, și curtea de apel a declarat pus, scuză-mă că te întrerup, Ondin, dar cred că ăsta a fost pus în mod special. Mulți spun asta, eu nu mă pot permite că, fiind jurnalist de investigație. Așa cred, așa bănuiesc, pentru că ca să, așa a ieșit la suprafață Zambra asta, nu s-a mai auzit de el din anii 90 și dintr-o dată îi face a mai fost folosit înainte, în situații similare. A mai fost folosit în situații similare. Și de aceea există această bănuială. Sigur că da. De aceasta, și de asta zi, această cu ocazia asta, dacă, care este doar o simplă bănuială, dacă trece, nu dacă trece diaconul în chestia asta nevătămat, ca să spun așa, și se aprobă chestia asta, am găsit modalitatea de spălare a incompatibilităților declarate, știi? Acum să revenim. După chestia asta, BEC a declarat, a invalidat candidatura lui Mircea Diaconu. Mircea Diaconu a contestat la Tribunalul București, unde înainte cu 3 zile îl contestase Zambra Caragiosu, a contestat hotărârea BEC. Da. Agenția Națională de Integritate a făcut cerere de intervenție, că are voie, pentru că este instituția care l-a declarat incompatibil. Tribunalul însă a admis contestația lui Mircea Diaconu, cu toate că era vorba de a încălca decizia în alte curți de casație și justiție.
Dar cum se poate așa ceva? Încă n-a apărut motivarea și eu o aștept cu nerăbdare, pentru că acei judecători care n-au ținut cont... Cine ar trebui să se autosezizeze în cazul ăsta? Având în vedere că ai cale de atac... Nu? Nu. Având în vedere că ai cale de atac, se poate presupune că un judecător are voie să greșească, pentru că există o cale de atac unde niște magistrați îi cenzurează și îi corectează greșeala. Dar cum poți să greșești în cazul ăsta, măi, Andin? Adică cum să greșești, tu ca judecător, este elementar, orice tu, student în anul tu ca judecător ai o sentință în altei curs de casație și justiție care e chestia și supremă, nu? Și spui peste și ea și, da, pui peste că, ea că nu e adevărat, că de poate ce să candideze. Da, este absolut incredibil. În am fine. Înțeles că au fost făcute 7 apeluri împotriva candidatului. Noi, decizia asta s-a dat duminică după amiază la 16:30. Da. În termen de 24 de ore, adică de la, sâmbătă de la 16:30 până duminică la 16:30, trebuia să declare apel. Apel are voie să facă orice cetățean cu drept de vot al, din România, român, dar orice cetățean român cu drept de vot. De ce? Pentru că eu sunt plătitor de taxe, eu plătesc taxe, din taxele mele se ajung o parte la Uniunea Europeană și din banii aceia își primesc salariile de parlamentari europeni. Sigur, sigur. Deci eu am dreptul să declar apel în interesul meu propriu de cetățean român plătitor de taxe. Uite, treaba asta nu știa multă lume. Nu știa și multă lume. Am făcut eu o mică popularizare pe Facebook și așa s-a reușit s-a depus... Destul de greu, pentru că nu știam numărul de dosar. Pe pagina de internet a tribunalului nu s-a publicat numărul de dosar. Când am sunat grefierele, pentru că știu că atunci când nu dai într-o acțiune pe care o declar la o instanță, nu dai numărul de dosar, este nulă acțiunea, e lovită de nulitate. Și am insistat și foarte greu am obținut, abia după ce le-am spus că sunt jurnalistă și că registrez convorbirile. Că altfel nu primeam. Îmi spuneau că sunt secrete pentru că așa sunt doamna secrete. Prim grefier șef. Am vorbit între timp prin mail-uri cu doamna președinta tribunalului, doamna Laura Andrei, și dânsa mi-a explicat că nu sunt secrete, că fiind weekend, astea se afișează în termen de 48 de ore și că și nu a avut cum timp cum rămâne util, cu afirmația dar, grefierelor adică? Că doamna șefa grefierelor a spus că sunt secrete? Aici o contradicție pe care încă n-am lămurit-o. Dar mai e o chestie. Cum adică tu în 48 de ore îmi pui pe site decizia tribunalului când eu, ca cetățean cu drepturi de pline, trebuie să fac în 24 de ore? Păi nu e o contradicție în termen. Adică mă împiedici pe mine, cetățean plătitor să-mi de taxe, doamna președintă de tribunal, să-mi exerci dreptul. Corect, așa e. Da. Și spunem că trăim într-o țară, într-un stat de drept. Într-un stat în care începe să dispară transparența, nu mai este stat de drept. Sim. Trebuie să luptăm pentru transparență. Trebuie să obligăm CSM-ul să schimbe ghidul ăla provizoriu. Trebuie să obligăm instanțele să publice pe paginile lor toate deciziile pe care le iau, toate procesele, toate dosarele, zilele în care se judecă, toate programările, pentru că poate am și eu dreptul ca cetățean al României plătitor de taxe să intervin în acel proces. Da? Da, așa este. Asta e țara în care trăim. Vai de dar trebuie în care să trăim. Fim atenți ce votăm. Că lumea pe mediile astea de socializare, să ieșim, să protestăm, să fim violenți, să nu știu ce. Nu, nu cu violență. Avem la îndemână o metodă democratică de a schimba votul. Sigur. Să mergem la vot, nu să le nevim acasă și pe urmă să cârcotim pe Facebook, să mergem la vot și să punem ștampila acolo unde trebuie. Dacă vorba vrem aceea, să avem o știi? Țară da. Și un stat de drept. Vreau să spun un din că era, acum câțiva ani a apărut o sintagmă, nu pot ei fura cât poți tu vota. Deci dacă ar ieși toți cetățenii la vot și ar exercita acest drept consfințit de Constituție, care e un mecanism al democrației directe, da? Să votezi. Da. Atunci n-ar mai fi probleme cu morți, cu tot da, felul pentru de că, de exemplu, nenorocit. Dacă are și 80 de cetățeni, 80% dintre cetățenii cu drept de vot s-ar duce la vot, iar ei n-ar putea să pună ștampile pe prea multe voturi ca să anuleze prea multe buletine de vot, n-ar putea să folosească de 11.000 de ori aceleași buletine de identitate ca să voteze, să facă turism electoral. Condiția este să ieșim cât mai mulți la vot.
Și să votăm ce trebuie. Și să votăm nu cu, să ne lăsăm păcăliți de un kilogram de făină, exact, sau de amenințările primarilor. Dacă nu votez cu Cutărescu, nu-ți dau ajutorul social. Dacă nu votez cu Cutărescu, îți dau amendă că n-ai curățat șanțul, că ai făcut bucătăria de vară sau cotețul pentru porci, care se consideră a fi construcție ilegală. Dragă Undine, din păcate am ajuns la sfârșitul emisiunii. Îți mulțumesc mult că ai acceptat să vii astăzi aici. Cu mare drag. Și te rog să te cer singură când mai ai vești din asta, pentru că le place tuturor de tine cum pui problema. Și eu îți mulțumesc că mă alegi pe mine pentru acest lucru. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Dacă aveți ceva de comentat, vă rog să o faceți pe facebook.com/baialexa.tv. Vă dorim noapte bună și nu uitați să fiți iubiți. O seară frumoasă. Noapte.